Bună ziua, domnilor și domnilor, bine v-am găsit! Un nou început de săptămână și, așa cum bine știți, avem foarte multe lucruri de discutat despre sport, despre fotbal în general. Alături de mine în studio este colegul meu Ionel Luțan. Bună, Ionel, bine am revenit! Bine te-am regăsit! O săptămână bună și aceasta, după semnele weekend. Semnele sunt încurajatoare. Dacă mai ținem și update-ul cu vremea, suntem mai bine, parcă, după weekendul ăsta. Așa se vede afară. Ba, lasă că până terminăm noi, sigur, plouă. Și alături de noi, Alessandro Caparco. Ciao, Ali. Ce faci? Foarte bine. Foarte bine pe la noi. Te-am supărat cu subiectul cu pastele, zi? Aha, sincer, mă astentam o altă chestie de întrebare și când am auzit cum faci paste, m-am gândit... Nu eu, cum fac românii pastele, nu eu. Fiecare mănâncă cum vrea, cum dorește. Aia, bine, ca să nu mai fiți supărați fiecare pe problema lui, o să vorbim puțin despre Euro, bineînțeles, și despre meciurile atât care au fost cât și care urmează să se joace, dar înainte de asta, haideți să urmărim un material care ne face așa un rezumat înainte de ceea ce urmează să discutăm. Arena Națională găzduiește al patrulea meci de la Euro 2020. În primele trei, Bucureștiul s-a ridicat la standardele UEFA din punct de vedere organizatoric și are onoarea de a găzdui astăzi de la ora 22 cea de-a patra partidă dintre Franța și Elveția. La acest meci, suporterii vor fi privilegiați deoarece oficialitățile au permis ca 50% din capacitatea stadionului să fie ocupată. Campionatul european ne-a demonstrat în jumătate din meciurile jucate deja în optimi că nicio echipă nu este mică la acest nivel. Belgia a trimis acasă campioana europeană Portugalia după o partidă încinsă, încheiată cu scorul de 1-0. Squadra Azzurra a trecut de Austria în prelungiri cu 2-1, dar marea surpriză ne-a oferit-o Cehia, învingând Olanda cu 2-0. Invitat în studioul Sport Arena la zi, reputatul antrenor Emil Săndoi ne-a dezvăluit că o are ca favorită pe Danemarca. Scandinavii nu l-au dezamăgit și ne-au oferit scorul acestei faze a competiției, 4-0. Care este preferata dumneavoastră care să câștige acest campionat de Euro 2020, cum și-a păstrat numele? Să știți că nu aveam o echipă preferată la începutul campionatului european, dar în momentul ăsta sau după un moment nefericit care a fost în viața acelei echipe și în viața unui jucător, să știți că eu vă spun și am mai spus asta, eu țin cu Danemarca. Eu Danemarca aș vrea să câștige campionatul european. Cum s-a întâmplat în 92, din nou surpriză ar fi, nu, domnul Săndoi? Da, deci chiar m-aș bucura, vă spun sincer. Am văzut, a fost acel moment nefericit care chiar ne-a marcat, cred, pe toți. Inclusiv iar... oameni care nu sunt microbiști, care nu sunt nici măcar obișnuiți să privească fotbalul, a avut o reacție, pe toată lumea a mișcat, că te uiți la fotbal, că nu te uiți la fotbal, a fost un impact cu totul și cu totul diferit. Bine. Și vă spun, după aceea, modul în care s-au comportat, modul în care, eu știu, au vorbit la interviurile pe care le-au avut jucătorii și în teren și după aceea, și acea putere pe care au avut-o totuși să încerce să joace jocul la o oră jumate sau nu mai știu cât. Da, cam așa. Deci ceva de genul ăsta. S-a și jucat de altfel și finlandezii care au dat un gol nu s-au bucurat. În această seară, înaintea partidei dintre Franța și Elveția, se mai dispută de la ora 19 partida dintre Croația și Spania. Mâine vom avea ultimele meciuri din optimi, Anglia-Germania și Suedia-Ucraina. Un mic rezumat al partidelor care se vor desfășura în această seară, dar putem să vorbim și despre cele care au fost în weekend. Ale, pot încep cu singura partidă importantă din acest weekend, da? Italia și Austria au câștigat cei din Italia. Toate bune până acum. Toate perfect. A fost un meci greu cu Austria, dar cred că pe cum a început Italia, a început foarte bine. Cred că ne-au reușit să deschide scorul, că dacă ar fi deschis scor de la început, cred că ar fi văzut un alt meci. Și după e normal, că mai mult trece timp, e normal că și echipa adversară prinde mai mult curaj, dar până la urmă s-a terminat excelent și suntem toți fericiți. Și de aia ești aici astăzi relaxat, putem să vorbim despre orice, Italia e în grafic. În afara de Franța putem să vorbim cu orice. Nu. Tot o să te super pe tema asta. Glumesc. Eu mă gândesc, Alessandro, nici acum n-au dispărut total emoțiile tale, totuși că după 90 de minute egalitate se putea întâmpla ceva dacă Italia nu marca, ajungeai la loteria loviturilor de departajare, unde chiar se putea întâmpla o mare surpriză, însă eu am anticipat că acest duel va fi unul echilibrat. Italia pornea clar în
postura de mare favorită, însă Austria arătase în partidele anterioare că poate fi o nucă tare, lucru care s-a întâmplat. Așa e, Enel, dar ținem în minte că echipa Austria, toți fotbalistii jocând în Bundesliga și chiar la prime... Da, am și zis. Da, chiar la prime locuri din Bundesliga. Era echipa destul de puternică și echipa care, cum am văzut eu, nu le era frică, adică chiar jucau fără niciun fel de frică. Nu aveau ce pierde, practic. Era echipa cu șansa a doua. Chiar adevărat, așa. Și când a fost gol anulat, cred că pe emoții două... și mai mari acolo. Mai mari, imense. A fost imense, pentru că mă uitam la ceasul și... Nu se lua decizia, nu? Mama mea, chiar a fost ceva de incredibil, dar până la urmă... Eu cred, dacă îmi dai voie, că dacă acel gol era regulamentar, era validat, sarcina Italiei era din ce în ce mai grea. Era chiar foarte greu. Era aproape imposibil. Ai zis perfect, Ionel. Cred că chiar acolo, chiar că era aproape imposibil, pentru că timpul era destul de scurt, tot echipa se tragea înapoi și cred că poate la o fază fixă, la ceva, puteai să-i deschizi scorul. Dacă nu, ta lasă că a fost bine așa și golul s-a fost anulat, că oricum era offside. Per total, Italia a avut un parcurs foarte bun, adică 3 meciuri din 3 câștigate, locul întâi în grupă și apoi acum cu Austria, următorul meci cu Belgia. Să știi că dacă noi suntem aici împărțiți în studio, tu cu Italia, bineînțeles, Ionel ține cu Belgia, da, în acest campionat și eu cu Franța. Deci... Tu cu Franța? Da. Suntem toți în grafic până acum, corect, Alessandro. Nu mai zic nimic, că se ridică ale și pleacă până la finalul emisiunii. Nu, chiar acum, așa e. Acum avem, jucam eu contra tine. Atunci. Exact, exact. Eu contra tine. Vedem Alice dacă merge cu noi mai departe de seară. Elveția. Și voi aveți un meci destul de greu. Foarte greu, dar un meci care a fost, din câte am înțeles, organizat foarte bine, așa cum au fost și celelalte. Și astăzi, în conferința de presă a președintelui FRF, Răzvan Burleanu, și-a manifestat punctul de vedere vis-a-vis de felul impecabil cum s-au desfășurat lucrurile din punct de vedere al organizatorilor. Așa că haideți să urmărim puțin și materialul în care aflăm exact punctul de vedere al președintelui. Vreau să-i felicit pe toți cei peste 2500 de oameni care au făcut posibil ca cele 3 meciuri până acum să se desfășoare în condiții optime. Sunt sigur că și ultimul meci va fi la fel. Ba mai mult decât atât, vom avea posibilitatea să vedem un adevărat spectacol fotbalistic cu chiar 50% din capacitatea stadionului ocupată. Am primit un feedback pozitiv din partea tuturor echipelor naționale care au fost prezente la București, din partea tuturor furnizorilor, din partea tuturor persoanelor care au fost angrenate. Iată că lucrurile sunt bine puse la punct și în seara aceasta, pentru că sunt și suplimentați spectatorii, ajungem la o capacitate de 50%, în sfârșit. Că parcă toată lumea, în afară de Anglia, dacă nu mă înșel, toată lumea a zis, hai să mai lăsăm încă niște suporteri să vină la stadion. Ar fi fost păcat să fie mai puțin totuși în România, dat fiind faptul că avem puține cazuri de COVID. Da, cred că ultima impresie contează. Avem parte de o partidă atractivă. Franța pleacă din postura de favorită, dar bine punctat și Alessandro. La nivelul ăsta nu prea mai contează atât de mult. E clar că una dintre formații are aturi mai importante, însă jocurile sunt echilibrate, mare parte dintre ele. Am văzut Danemarca, care a defilat cu Țara Galilor. Aseară Cehia a câștigat ca și scor clar 2-0, dar în general meciurile sunt echilibrate. Am văzut și partida Italiei. Da, sunt tot altfel meci, pentru că acum deja nu mai poți să te permiți, exact, să faci o greșeală, numai ca în grupe, că mai poți să recuperezi cu meciul următor. Și pentru un fotbalist, statul de animă de un fotbalist e total diferent când joci un preliminare, un octav de final. Decisiv. Un octav decisiv. Și atunci, cu siguranță, să fie un meci greu, orice meci, mai ales că dacă Elveția a ajuns până acolo, înseamnă că are valoare să fie acolo. Că își merită locul, de pe un loc 3 ce-i drept, dar n-a avut o grupă ușoară neapărat Elveția. Aș vrea să ne întoarcem un pic la meciurile din weekend. Țara Galilor versus Danemarca, așa cum spunea și domnul Sândoi, care spunea că el ține cu Danemarca și ar fi preferata lui la acest european. 4-0, parcă cifra magică a danezilor este 4. 4 goluri, unde apucă, ei dau câte 4 goluri. Adică o victorie foarte bună. Da, nu cred că a surprins neapărat victoria, ci clar proporțiile scorului. Dacă Danemarca învingea cu orice scor, era oarecum logic, ținând cont de valoarea celor două competitoare. Însă diferența mare de scor, aici am văzut ceva ieșit din comun oarecum, la un asemenea campionat european, o diferență de 4 goluri, nu o victorie 4-0, mult spune foarte, foarte mult despre ceea ce au arătat la ora jocului cele două formații. E mult. Eu mai țin minte un meci de la Danemarca când jucase chiar contra Belgia, că pierdese 2-1, mi se pare, și cred că prime 50-60 de minute, cred că Belgia n-a ieșit afară din jumătatea la oră de teren. Și la urmă, când am văzut 2-1, după că a intrat
fotbalistă la Manchester City. Da, atunci s-a văzut diferența. Acolo s-a văzut o schimbare, dar chiar Danimarca, cum a zis și Mr. Sandoi, e o surpriză. E o surpriză, adică chiar joacă foarte frumos, un fotbal foarte frumos și chiar sunt niște fotbaliste care au jucat, jocă și ei la un nivel înalt, mai ales capitanul care joacă la Milan, Eriksen, care din păcate acum are o pauză de revenire, care și el joacă la Inter, adică au nomii altisonanti pentru... Nu, Alessandro, este ales și avantajul echipei care pleacă cu șansa a doua, care realmente nu are de pierdut absolut nimic. Orice pas, orice victorie este un bonus. Da, normal. Dacă Franța, dacă Italia nu sunt favorite clare și toată lumea așteaptă să le vadă în finală, Danemarca, orice pas câștigat, e foarte important. Surpriza... Și mai ales în contextul lor, pentru că situația lor a fost clar una foarte dificilă de a se regrupa, de a se repune pe picioare. Tu ce părere ai ales? Spre exemplu, e clar că a fost aproape de o tragedie ceea ce s-a întâmplat și spuneai că Eriksen este într-o perioadă de până la revenire. Ți se pare că ar putea să-și mai riște sănătatea pentru a reveni în fotbal? El joacă la o echipă ca la Inter, unde cred că medicii sunt la nivelul cel mai înalt unde poate să fie și nu cred că dacă medicii dau ok, nu cred că să fie probleme pentru el. Să fie cu siguranță supravegat și la nivelul aia cu siguranță. Dar uite, fix asta a fost discuția, că la nivelul respectiv ai toate analizele, ai toate monitorizările fizice de care ar putea să dispună vreo echipă sportivă în general. Și cu toate astea se întâmplă un episod de genul ăsta, unde sănătatea surprinde. Surprinde. Eu te zic sincer, nu, la chestia asta mi-e foarte mult frică și nu prea am îndagat la ce s-a întâmplat sau nu. Dar de multe ori, mai ales când joci pentru țara ta și joci în fața de atâtea oameni, cred că intră acolo și emoția. O emoție din este care poate că și fizic nu mai suportă, mai ales cu tot stresul, mai vin de un campionat jucat, mai vin de cupe din este, adică chiar ajungi chiar la sfârșit de campionatul, la un nivel european. Eu zic că și acolo subintră și ceva care nici medici pot să se înțeleg despre ce vor. Dar ales ca jucător, important cazul lui Eriksen, este clar că și tu ai emoțiile tale. Pe de o parte ai dori să revii, pe de altă parte nu. Probabil că această întâmplare îți revine mereu în memorie și ești așa puțin îndoit, chiar dacă fotbalul clar este viața ta, nu? Da, normal. Dar eu cred că acolo, la un moment dat, care medicii te-au dat ok. Și acolo știi cum e, Ionel, depinde și foarte mult de ce fel de persoană ești tu, adică dacă mergi mai cu frica sau din este, dar dacă ai ajuns la nivelul aia, cu siguranță are un caracter puternic. Să sperăm că și echipa va avea un caracter puternic, pentru că e clar, e printre favoritele telespectatorilor din cauza ceea ce s-a întâmplat, sau, mă rog, datorită ceea ce s-a întâmplat, să spunem așa. Olanda versus Cehia. Olanda, un meci care le-a făcut întotdeauna probleme olandezilor de-a lungul anilor și de fiecare dată foarte rar s-a întâmplat ca ei să și câștige în fața Cehiei. Iată că nu s-a întâmplat nici de data asta. Cumva surprinzător, oare, Ionel, ce părere ai? Ți-a părut surprinzător scorul de 2-0? Nu neapărat. Olanda, o echipă clar mai tehnică, cu jucători mai de calitate, așa cum mingea la picior. De cealaltă parte, Cehia, o grupare bine organizată, bine pusă în teren, responsabilă în toate fazele jocului, care atunci când te prinde, cu siguranță, Alessandro, nu te iartă. Nu te iartă, mai ales că vorbim și de un meci care Olanda la minutul 30, dacă nu greșesc, a rimas în 10. Mai puțin. Așa. Uite, hai să stăm puțin de vorbă despre campionatul european. Îl avem la telefon pe Nicolo Napoli. Bună seara! Bună seara! Salut! Stăteam puțin de vorbă despre meciurile care s-au disputat în weekend și, bineînțeles, acum putem să reluăm și să aflăm și părerea dumneavoastră despre partida Italiei cu Austria, o victorie bine meritată. Da, a fost un meci foarte dificil și pe ambele echipe. Austria a făcut un meci foarte bun în fața defensiv și Italia în ultimul moment a castigat un meci, a meritat, dar a fost un meci, cum ai spus, prima, dificil. Domnule Napoli, vă salut și eu, bună ziua! Bună ziua! Alessandro Caparco, invitatul nostru, a avut mare emoție aici în România, cum s-a văzut în Italia partida de aseară cu... Da. Salut împreună și Alessandro Caparco. Salut, mister! Salut, ce faci? Salut. Foarte bine. L-am întrebat înainte la Alicia dacă aveam nevoie de subtitule, știți? Că încă nu ați învățat bine limba română, mister, după atâta ani. Da, puțin, nu-mi bun.
Nu e problemă, puteți să vorbiți în italiană și traducem, traducem noi la un moment dat, așa cum, cum considerăm. E mai bine, mi-e face de translator. Tot Alessandro trebuie să fie și translator, nu pentru că nu e problemă. Se descurcă. Da, bun. Mister, unde vedem Italia cu parcursul următor? Urmează partida cu Belgia. Italia acum are un meci foarte dificil cu Belgia. Belgia e echipa solidă. Are un joc foarte bun. Sunt o echipă foarte bună cu fotbaliști buni. Și împreună cu Lukaku Vuf, e un fotbalist foarte, foarte tare. Dar Italia, cred că se face un meci foarte bun și se poate merge în semifinal. Pe partea cealaltă, în seara asta, la București, se desfășoară partida dintre Franța și Elveția. La fel, o partidă interesantă, unde clar Franța pornește ca și favorita fanilor. Da, da. Cred că și eu că Franța pleacă favorita de această meci. Dar Vițela, echipa bună, bagată bine în teren la nivelul tactic și al jucători foarte buni, dar parere mea că castigă la Franța. Pleacă la Franța și el în semifinal. Domnule, Napoli deocamdată liber, aveți timp să vedeți aceste partide cu precădere Italia, când vă revedem pe banca tehnică? Nu, no, dar banca tehnică. Banca tehnică are Mancini, Viale, ale... Nu, nu la națională, la o echipă, nu la națională, nu. Ah, echipa, în România. Dar nu am echipă, acum nu am echipă în România. A terminat cu Iași, Iași peccato pentru mine, pentru echipă, pentru societate care a retrogradat în Liga 2. Dar sper, mi auguro că faci campionatul foarte bun în Liga 2, anche se campionatul Liga 2 e foarte tare, foarte dificil. Dar se poate în termine de anul ăsta că Polia și castigă campionatul. Dar v-ați dori să rămâneți totuși în România, să, la o echipă de aici, sau vă tentează și ceva în afară? No, acum stau în Italia, la Sardegna, acasă. Eu tenis, un club de tenis, stau aici cu fiii mei, cu familia mea. Da, sì, vedremo quando inizia il campionato, se qualche echipa are nevoie di mine, io sono a disposizione. În cazul ăsta așteptăm să sune telefonul, domnule Napoli. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Ok, mulțumesc pe voi și tutti. Ciao, mister! Ciao, Ale! Îmi place când avem diversitate culturală, cum s-ar spune la noi în platou. Fiecare așa a mai avut o situație, să știți, similară, în care am discutat cu președintele Federației Mondiale de Scandenberg. Și în engleză, bineînțeles, ca să nu să existe confuzii, deci suntem poligloți din calea afară. Mă și gândesc, Alice, că Mister Alex Caparcu, Mister, care a trecut în rândul antrenorilor, n-a avut posibilitatea de a lucra cu Mister Nicolo Napoli. Nu, n-am avut. M-am întâlnit la Iași cu el. Cred că Mister încă puțin și chiar facea o minune, pentru că pe cum a luat Iașu, pe cum a preluat la Iașu la situația aia, nu le era mult să se scapă de retrogradare și eu am lucrat cu el, am avut plăcere să lucrez cu el, care chiar a venit la un moment în care la Iași nu prea mergea bine treaba și ne-au dus până la preliminarii de UEFA League. Și cred că datoria mare a fost a lui. Și cu siguranță eu cred că v-ar găsi o echipă în Liga I de România, pentru că chiar toate echipele care au avut au ratat destul de bine. Și nu a făcut niciodată mare schimbare, adică se mai aduce bine el, se mai aduce 6-7 fotbaliști. Nu. Cu ce a găsit acolo? Avea, a lucrat și chiar rezultate s-au văzut. Bine, o să se tot schimbe antrenorii și la Liga I și la Liga II, chiar dacă acum toată lumea zice nu, avem, îl păstrăm, așa, la un moment dat sigur o să vină și o să spună ne trebuie altcineva. Și sună telefonul. Exact, pe de asta i-am și spus domnului Napoli, lăsați că o să sune telefonul, așteptăm. Pentru că așa se întâmplă și, bine, ar fi și păcat să nu, din moment ce s-a înțeles atât de bine cu echipele de la noi din România. Mai avem de discutat despre partida de ieri dintre Belgia și Portugalia, unde Ionel Berge a lăsat acasă Portugalia, gata, Ronaldo vacanță, Belgia la treabă.
Da, oricum era un meci la care ne așteptam la orice dezlodământ. Orice variantă era posibilă, n-ar fi surprins victoria Portugaliei sub nicio formă, n-a surprins pe mulți dintre noi nici victoria Belgiei, da, pentru că este o echipă puternică în acest moment și vom vedea în jocul următor cu Italia, două forțe în acest moment în fotbal european. Cred că depinde de abundante de finețe, așa, Alessandro, da, calificarea, da, mai departe. Da, între două echipe atât de puternice. Ai zis perfect, Ionel, nu n-a surprins absolut nimic și acum cu Italia și Belgia chiar ar fi greu un pronostic, pentru că sunt două echipe extraordinare de bune și poate că federația italiană, nu vorbesc de echipa Italia, poate că tot fotbalul italianesc, mai ales staff-ul italian, e mai mult obișnuit la un quarto di finale de european. Și împotriva Belgia, ca echipă, o echipă tineră, o echipă care cred că poate că pe multi să fie ultima șansă să se joacă o finale de european, la sfârșit de un european, dar poate că ca federație, adică ca staff-ul Belge, nu au atâta experiență cum au italienii, pentru că italienii au castigat. Da, și mai... Până la urmă tot pe gazone, vă mutați Alessandro. Asta cu siguranță, acolo, da, știi cum face. E, aici subintră și mâna de antrenor, de staff-ul care stă lângă tine, să știi să gestionezi. După, bineînțeles, că pe teren intră fotbalistii și acolo fac o diferență. Ei sunt principali actori. Bine, și în momentul de față, atât Italia cât și Belgia au pornit de pe locurile întâi din grupe și probabil că va fi foarte dificil pentru ambele echipe să nu se termine scorul nici la loviturile de departajare, că vorbeam mai devreme, și acolo chiar se poate întâmpla orice. Ai muncit două ore, cum s-ar spune, pe teren, ca pentru o simplă greșeală sau pentru un noroc al altora să rămâi acasă. Așa mai bine în decursul partidei e mai fair, așa, într-un fel. Oricum e altă abordare, pentru că meciul este decisiv, nu este ca în grupă când dai șansa de a reveni dacă ai pierdut o partidă și clar, din acest punct de vedere, abordarea ambelor formații va fi alta. Probabil mai precaută, în primul și în primul rând, să nu iei gol, nu? Și mai apoi să fructifici prima ocazie care ți-ar putea aduce chiar calificarea. Da, e adevărat. Oricum, dacă... Eu cred că fotbal italian și mai ales național este o martoră de fotbal italian. Se vede chiar că s-a schimbat. Înainte să nu luăm gol și după aia se facem un gol. Chiar am văzut o altă echipă, o altă națională în față de cum era înainte. Adevărat că înainte ne-au dus rezultate. Am fost campioni mondiali, am ajuns tot timpul la faze finale la un campionat european sau mondial. Și după când m-am calificat cu Svezia, cred că de acolo s-a schimbat ceva, dar nu numai în Naționale Italie. Cred că chiar în tot fotbal de seria italianesc. Și cred că și fotbal acum cu un joc în italien e mai spectaculos de văzut. Uite, dacă ne întoarcem un pic în România, aici pe plaiurile noastre, au fost luate și câteva decizii în ceea ce privește organizarea fotbalului românesc astăzi în adunarea generală care a avut loc la Federația Română de Fotbal. Și, bineînțeles, una dintre situații ar fi Supercupa României, care se va desfășura între cei de la CFR Cluj și FCSB pe Arena Națională. Haideți să urmărim ce a avut președintele Federației, Răzvan Burleanu, de zis despre asta. Supercupa României va fi primul meci între două echipe de club din România care își propune să marcheze deschiderea unei stări de normalitate. Meciul se va disputa la București, pe Arena Națională, pe data de 10 iulie, începând cu ora 20, probabil cu o capacitate de 50% din 50% din capacitatea stadionului în ceea ce privește prezența spectatorilor. Organizăm acest meci pe Arena Națională fiindcă ne dorim ca și cele două echipe de club, CFR Cluj și FCSB, să beneficieze de tot procesul de modernizare prin care a trecut stadionul în această perioadă de timp, dar totodată să avem alături de noi și întreaga echipă operațională din partea Federației Române de Fotbal care s-a implicat pe toată durata organizării Euro 2020 la București. 50% și aici din spectatori, încep să revină spectatorii pe stadion, să vină să fie spectacolul acela pe care ni-l doream și după care tânjeam de atâta timp, pentru că de fiecare dată a fost un sezon atât de trist, se auzea pe televizor orice vorbă.
mai da, startul, frumoasă, mai puțin frumoasă. Startul noului sezon este foarte aproape. Campionatul începe la jumătatea lunii viitoare, însă Supercupa tradițional deschide noul sezon și cred că din acest punct de vedere s-a gândit varianta Arena Națională, un stadion mare unde 25.000 de spectatori vor putea fi prezenți. Era o variantă și la Craiova și la Ploiești, dar era un număr mai mic de spectatori. Bucureștiul revine cu acest prilej în peisajul Supercupei, meciul care deschide de Arena Națională arată foarte bine noul sezon și aceste partide din campionatul european au arătat clar că putem găzdui meciuri la nivel important, iar Supercupa României se chiar înscrie în acest capitol, fiind primul joc premergător noului sezon, care deja bate la ușă, Alessandro. Da, așa e, așa e. Chiar cred că în afara de suporteri care chiar doresc să se uită la un stadion, să se uită la un meci la stadion, dar chiar și pentru fotbaliștii e mare odor, știi, să intri, să vezi un stadion. Din păcate, încă nu poți să-l vezi plin, dar deja când ai 50%, înseamnă 25.000 de oameni, nu? Dacă da. Nu da. Un fotbalist, alta stare, alta atmosferă. Altă atmosferă. Și acum noi când am jucat cu Călăraș pentru Baraj, erau niște spectatori și e cu tot altceva. Adică e mult cât mai gol așa. Da, e mult mai frumos. Trăiești meci, înainte pare că era la teatru, adică da, era, era nu a mai avea nu, același farmec pe care l-are sportul până la da, urmă. Da, da, nu. E cu tot altceva. Și chiar se speram să ușor, ușor se ajunge la normalitate ca înainte. Normalitate, știi, e un cuvânt tare pretențios la noi, pentru că se întâmplă atât de multe lucruri în permanență și am stat de vorbă de multe ori, mai ales aici, cu ceea ce se întâmplă la Dinamo, din păcate. Și iată că Tribunalul București a luat decizia finală în ceea ce privește insolvența. Dinamo a intrat oficial în insolvență, o știre dată în urmă cu doar câteva minute. Poate că inevitabilul s-a produs, nu-i așa, Ionel? Da, o nouă insolvență pentru Dinamo. Probabil că era singura variantă la acest moment ca echipa să continue cât de cât la un nivel rezonabil. În această postură, jucătorii ar trebui să fie cei mai liniștiți, pentru că ei vor lua salariile. În insolvență, este foarte important de precizat, jucătorii actuali vor fi plătiți. Jucătorii sunt primii actuali la echipă. Pentru ei va fi o situație bună. Pentru cei care au muncit înainte, Alessandro, din păcate, situația devine destul de delicată, dar probabil că era singura soluție la acest moment ca Dinamo să continue. Tine Dinamo care s-a întors din Turcia, unde a disputat un amical cu cei de la Galatasaray 1-2, o prestație bună a dinamoviștilor pe un fond de probleme din ce în ce mai mari, din păcate. Da, nu e simplu. Vorbisem niște zile trecut și cu Diego, cu Fabrini, și chiar nici el știa ce se poate întâmpla la club. Și nu e simplu. Când lucrezi la o situație din este, nu știi, nu e problema dacă nu știi când primesc banii, dar nu știi dacă ești plătit sau nu. Mai ales cu salarii care erau la Dinamo. Eu chiar doresc să Dinamo ajunge iar echipa care a fost înainte, pentru că e un pecat pentru fotbal românesc, pentru că echipa cu un brand atât de mare și din este să lovezi o situație, tot timpul se lupta, se nu retrogradează, e chiar un pecat. Dar la un moment dat era inevitabil. Se trage o linie și se reîncepe de la zero dacă vrei să te ridici ca înainte. Cu toate astea, datoriile sunt de aproximativ 6 milioane de euro, adică nu e o sumă deloc de neglijat. Poate pentru un club european 6 milioane de euro nu înseamnă nimic, dar pentru România, unde sunt susținut 100% de suporteri în momentul de față, 6 milioane de euro pare o sumă de neatins. Da, Dorin Șerdean, cel care a fost o perioadă partenerul lui Pablo Cortacero, a plecat în Spania cu dorința de a-l îndupleca pe Cortacero, să renunțe la tot ceea ce înseamnă Dinamo București. Ar fi poate un semnal pe ultima sută de metri că Dinamo ar putea intra pe o linie cât de cât normală. Așteptăm efectele acestei vizite pe care Dorin Șerdean o face în Spania pentru a-l întâlni pe Cortacero și a încercat să lămurească ce se poate lămuri din multe puncte de vedere în legătură cu situația lui Dinamo. Și mai departe să vedem dacă va fi cineva dispus să bage bani undeva în fotbal, mai ales că am trecut printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic și lumea nu se mai avântă să investească nici măcar în propriile afaceri, dar aminte într-o afacere nouă și cu multe probleme, din păcate. Da, se și anunță, nu știu cât este de viabil că acest domn Șerdean are deja un investitor român puternic dispus să bage bani la Dinamo, tocmai de aceea ar merge în Spania să-l convingă pe Cortacero să renunțe la acțiunile dumnealui, spunând că are deja un investitor pregătit să vină cu banii la Dinamo. Rămâne de văzut, pentru că ne-am săturat și noi care privim de afară de atât de multe informații de genul ăsta care n-au avut acoperire până acum. Ești de acord, Ale, nu că e dificil? Sunt de acord, o situație dificil. Sincer, a crezut că Dinamo avea datorie mult mai mare, sincer, dar eu am rămas șocat când am văzut că echipa l-a luat Spaniolii
cum au putut să convince un om ca Contra, cu experiența lui, ca nume care Contra, și alt fotbalist care, mă uitam pe Wikipedia unde jucase fotbalistii care le ducese. Mai ales că erau de-a lor, adică spanioli, trebuia să știe omul care l-a făcut propunerea la Dinamo, dar... Chiar m-a șocat de situația asta. Da, o situație dificilă, dar uite ce părere ai despre faptul că s-a mai rezolvat ceva în instanță pe ziua de astăzi. Palmaresul celor de la Steaua rămâne la CSA Steaua și nu la FCSB. A fost un întreg război din punctul ăsta de vedere și iată că totuși s-a concluzionat, inclusiv Cupa Campionilor Europeni din 1986 rămâne la CSA Steaua ca și palmares. Bine, nu știu dacă e o decizie definitivă, cu siguranță va fi atacată de cei de la FCSB, dacă mai există vreo cale de atac, nu știu dacă este decisivă asta. Va urma un nou episod, fără doar și poate, între Gigi Becali și cei de la CSA Steaua pe această temă, până când va fi clar o decizie definitivă. Atunci, în momentul acela, când va fi definitiv, asta e decizia instanței, nu se mai poate face nimic. Sincer, nu înțeleg chestia asta cu palmares și din este, mai ales că e un om ca Gigi Becali care chiar a bagat destul de mult pe banii. O partidă cu OFK Beograd, care probabil va aduce mulți spectatori, cam 50% bănuiesc din capacitate, asta înseamnă vreo 20.000 privitori. Data de 7 iulie, noua arenă din Ghencea va fi inaugurată, evident, de CSA Steaua, echipa pregătită de Daniel Oprița. Bun, un start bun și pentru ei. Am anunțat din prima și am și vorbit la telefon săptămâna trecută cu domnul Oprița și a spus că ei au visul ăla mare, să nu stea prea mult în Liga a doua, direct la Liga a întâi și lucrurile să se facă pe repede înainte, cum s-ar spune, doar că trebuie să ne și adaptăm un pic condițiilor, pentru că este foarte greu, știm că nivelul e diferit și investițiile trebuie să fie pe măsură. Dar sunt convinsă că și George Ogăraru o să aibă un cuvânt greu de spus în ceea ce înseamnă investițiile acestea Steaua în perioada următoare. Dar în primul și în primul rând, CSA Steaua va pleca la drum în condiții deloc plăcute din punct de vedere administrativ. Echipa nu are drept de promovare în prima ligă. Asta ne însemnă că nu vor ataca, așa cum spuneam și Oprița și George Ogăraru, unul din primele patru locuri, chiar dacă nu ai drept de promovare. Presiunea fanilor și brandul pe care îl reprezinți, ca și bugetul Alessandro, unul generos, te obligă să fii acolo în față. Da, perfect de acord, mai ales că acum s-a întors în Liga întâi echipe ca Rapidu, echipe ca Craiova. Și chiar așteptam și pe Steaua să fie un campionat puternic și cu o rezonanță cum a fost mai de mult. Un campionat puternic ar trebui să fie și la Liga 1, dat fiind faptul că s-au luat ceva decizii în ceea ce privește VAR-ul, veșnica problemă pe care am avut-o în ultima perioadă, când se implementează, ce facem cu el. Haideți să urmărim ce a avut de spus președintele Federației Răzvan Burleanu și despre această mică problemă astăzi. O altă decizie de astăzi face referire la implementarea VAR în România. A fost aprobată contribuția financiară a Federației Române de Fotbal pentru acest proiect în cuantum de aproximativ 280.000 de euro. Menționez că contractul a fost agreat de cele trei părți semnatare, FRF, LPF și deținătorul de drepturi TV EAD. FRF și LPF, cele două foruri sportive, au semnat deja acest contract, astfel încât mâine sau poi mâine așteptăm semnarea contractului și din partea deținătorului de drepturi TV. Pe 5 iulie ar trebui să înceapă pregătirea arbitrilor. Așteptăm în momentul de față venirea în România a simulatoarelor, care, după cum știți, conform contractului, urmează să fie puse la dispoziție chiar de deținătorul de drepturi TV. Bun, iată că am clarificat încă o problemă care ne rodea de mult și anume VAR-ul, care am observat în meciurile de acum de la European, a făcut diferența de fiecare dată. Câte un cartonaj roșu, câte un penalti, câte o situație, n-ai avut ce să mai zici. Da, mie vine să râd că dacă nu era VAR-ul, Alessandro nu mai era cu noi, că era supărat probabil că Italia pleca acasă, așa s-a făcut dreptate, nu? Deci tu ești cel mai mulțumit de treaba asta. Sunt chiar spre VAR-ul. Se fie tot timpul. Nu, dar este clar că vor fi cât mai puține greșeli și atunci tot ce se întâmplă pe teren se va reflecta pe tabela de marcaj. Nu vor mai fi atât de multe discuții legate de arbitraj și poate vom vorbi, Alessandro, atunci mai mult, așa cum se merită, de jucători. Corect, corect. Da, acum nu mai poate să fie discuții. Adică a fost un gol valid, a fost anulat, a fost un offside. Acum, cum ai zis tu, tot ce vedem se vede pe teren. E normal că poate că pierdi viața 3-4 minute când aștepti alegere de arbitru, dar... Eu sunt de acord cu VAR, că când a fost adus în Italia 2 sau 3 ani trecut, multe lume zicea nu e frumos, mai trebuie să fie o greșeală, știi, de un om din este, dar eu sunt pro-VAR. Haideți să vorbim un pic despre asta, l-avem la telefon pe Dumitru Dragomir. Bună seara!
Bună seara! Stăteam de vorbă, bineînțeles, despre decizia de implementare a metodei VAR de arbitraj, pentru că, în sfârșit, această discuție a ajuns la un final, să zicem așa. Ce părere aveți? Pe mine că au căzut la pace. Federația cu Liga Profesionistă de Fotbal au pus bani împreună și cred că vor realiza varul ăsta definitiv și irevocabil. Da, s-a aprobat și bugetul, mai sunt doar anumite chestiuni birocratice. Păi, părerea mea este că se lucrează de vreo 4 luni la VAR, deci nu acum implementează. Părerea mea este că de acești bani de cel puțin 3 luni de zile se știu. În noile condiții, domnule președinte, cu siguranță, din ianuarie viitor, când se spune că acest sistem va intra oficial în funcțiune, rezultatele vor fi conforme doar cu ceea ce e pe teren. Dar ce nu îi dau drumul acum în august? Nu, eu am înțeles că urmează o perioadă de probă, adică mai durează puțin până se va pune direct în aplicare. Că nu este la noi perioada de probă e dificilă. Restul, să nu ține perioada de probă vreo 2 ani. Bine, asta nu cred că se va întâmpla, dar, așa cum spunea și colegul meu, va fi o perioadă foarte bună de a vedea exact calitățile jucătorilor și mai puțin greșelile arbitrilor. E un moft și cu varul ăsta, după părerea mea. Eu sunt de modă veche, așa că... Vi se pare că ar fi fost mai bine să fie așa pe modelul clasic, no, să mai existe... Nu. Și eu agrez varul ăsta. Agrez, varul. Domnule președinte, pe lângă acest sistem pe care, iată, ne pregătim să-l aducem în România, astăzi o veste care, cred eu, a adus așa destulă nelămurire. Palmaresul Stelei este la CSA. Decizia ar fi definitivă, domnule Dumitru Dragomir. Domnule, dacă așa a vrut instanța, înseamnă că au ei vreo probă ceva. Pentru mine, Steaua este pe CSB-ul. Pentru mulți alții care știu despre ce e vorba. Păi ce, Pițurcă a fost, n-a fost antrenorul Stelei? Da, discuția asta a intrat așa sub o sferă conflictuală an la rând, dar acum pare că s-a încheiat, gata, a decis instanța și au zis gata, asta așa rămâne ca să nu mai avem motive de ceartă. Așa zic și eu, dacă instanța a hotărât, trebuie să țină cont de hotărârile instanței și... să respecte hotărârile instanței. Pe partea cealaltă, tot instanța astăzi a hotărât și faptul că Dinamo intră oficial în insolvență. Ce părere aveți? Ar putea să fie asta un ajutor, să fie un pas înapoi pentru Dinamo? Bine, era singura soluție, insolvența pentru Dinamo, dar convingerea mea este că este o tâmpenie. Va fi moartea lui Dinamo, insolvența asta. Credeți că suporterii nu vor mai putea să susțină totuși datoriile și tot ce s-a adunat de-a lungul timpului? Ba da, pot, pentru că pot să fie donații. Pot. Suporterii pot ajuta, numai că nu pot atâția bani să facă rost suporterii. Da, și într-un timp atât de scurt. Iar insolvența te obligă să dai banii, să dai salariile. Insolvența e foarte periculoasă. Vom vedea ce se va mai întâmpla și din punctul ăsta de vedere și mai avem ca ultim subiect așa pe care voiam să-l discutăm cu dumneavoastră. Supercupa României se va juca pe Arena Națională, dat fiind faptul că Arena se prezintă foarte bine în urma competiției de acum de la Euro și CFR-ul întâlnește FCSB-ul cu o arenă la capacitate de 50%. Da. Noi nu putem să facem ce au făcut ungurii și să dăm drumul la... și avem cazuri mai puține de coronavirus decât ungurii. Așa că... Da, nu e bun și 50% în definitiv? Nu, decât deloc? Nu. Să dea drumul 100% pe stadion, să se bucure lumea de fotbal. Și, domnule președinte, chiar o ultimă întrebare. La acest campionat european, unde România în această seară are de organizat o partidă importantă, va câștiga una din favorite sau vedeți poate o mare surpriză în ultimul act al întrecerii? Mă îndoiesc că vor exista surprize. Da, la fotbal e posibil orice. Da, corect. Și, domnule președinte, ce să vă spunem? Mulțumim tare mult pentru intervenție și mai discutăm și săptămâna. Să vă trăiască privitorii. Mulțumim tare mult. Sănătate. Știi că de fiecare dată domnul Dragomir asta ne spune, are o energie pozitivă, tranșantă. Așa, dacă așa hotărât instanța, eu ce mai zic?
Păi, da, ce chiar să mai... Chiar că nu mai e nimic de comentat. Bine, de comentat va fi în permanență, dar dacă decizia este una definitivă, vom vedea reacția celor de la FCSB. Acum care... Asta zic, în seara asta cred că o să fie, o să fie spumos la televizor, nu-i așa? O să concureze Alice și Alex cu acest meci, Franța, nu? Cu Elveția. Probabil că reacțiile care vor veni din partea FCSB-ului vor concura partida pe care trebuie să o urmărim această seară. Posibil, puțin. Vedem cine prinde mai mult vizualizare. Trebuie să facem un... să monitorizăm acolo, să vedem exact cine cu cine se bate. Bine, cu siguranță atenția e îndreptată la, la acest meci pe care, așa cum ai spus și tu, Ionel, să vedem ultimul cum ne iese, ca să nu avem probleme tipice românești, dar nu cred că e cazul. Chiar foarte mulți voluntari și-au făcut treaba așa cum trebuie. Oamenii au venit la stadion, au respectat orele la care trebuie să intre, procedurile medicale, până acum chiar nicio problemă. N-au fost violențe? Da, Franța a venit de câteva zile la București, s-a antrenat bine pentru această partidă, adversarii au sosit puțin mai târziu în România, am văzut din partea tuturor tot felul de reacții și pozitive și negative, dar asta face parte, nu, din scenariul, Alessandro, dinaintea fiecarei partide și mai ales când vorbim de o partidă europeană care te duce în sferturile de finală, e clar că vin tot felul de înțepături așa din partea celor două. Asta e normal, e și pentru asta fotbal e... Frumos. E sportul, cred că, cel mai frumos pentru și chestii din astea fac parte de fotbal. Auzi, Ale, dar știi ce voiam să te întreb? Că ajunsesem la discuția despre loviturile de partajare și care sunt deliciu spectatorilor, asta da, clar. Dar tu, în postura de fost portar și antrenor de portare în momentul ăsta, ce-i mai greu? Lucrul cel mai frumos pentru un portar. Așa, ți se pare? Nu ți se pare foarte greu? Nu, pentru că e singur momentul în care un portaro nu are nimic de pierdut. În tot meci tu poți să scoți 4-5 mingi extraordinare, faci o greșeală și lumea zice pierdut din cauza portarului. Și în vece la penalti tu poți să chiar avut un meci așa și poți să te refaci la penalti. Ești erou. Este erou. Măcar că ai scos un penalti și sincer te zic, sunt portare care chiar au o dote mai multă la penalti, care simt, dar de mai multe ori și chestii de noroc. Alegi un colț și te arunci. Sunt studii în spate și eu înainte la portarii mei le arătam ultimii 5-6 penalti unde le șutea. Unul dreapta, unul stângă, în funcție și de rezultatul. Le arătam. Dar de multe ori la un portar acolo chiar n-ai nimic de pierdut. Nu, iar la partide de genul ăsta, Alessandro, eliminatorii, clar, ei în calcul și loviturile de pedeapsă, iar tu, ca antrenor cu portarii, alături de stafful întreg, nu? Se lucrează și la acest capitol. Se lucrează cu siguranță și se lucrează și foarte mult psihic. Nu știu dacă mai țin minte când antrenor de Olanda a făcut schimbare la ultime două minute, se intra portarul, sau chiar Sarri, când a vrut să schimba portarul. Acolo mai mult e o chestie psihologică, pentru că e un șut de la 11 metri. Acolo oricine poate să da, dar după acolo subintră altceva. Dar cât de greu e să respecti genul ăsta de studii, să te gândești la ele sau să-i studiezi pe ceilalți jucători și să spui, el are obiceiul de a da într-o direcție, într-un colț, într-un anume fel, și să-l pregătești pe portar să-și lase intuiția cumva deoparte și să fie strict tehnic. Adică e un echilibru undeva. Ali, tot timpul portarul alege, mai ales că eu mai țin minte primul meu meci când am debutat în Serie B, jucam contra Sassuolo și m-a șutat Zampagna penalti. Și antrenorul de portar m-a zis, du-te pe dreapta. Eu am intrat și m-am dus pe stângă și Zampagna a șutat pe dreapta. Da. Dar acolo tot tu alege când ești acolo, știi? Mai ales că de multe ore îmi simți, momentul aia, numai tu trăiești. Și pentru asta eu te arat unde au șutat ultime penalti să te dau ideea. Dar după tu alegi, pentru că tu ești actorul. O chestie foarte tare psihic atunci, că am văzut de foarte multe ori, Alessandro, și în campionatul românesc și special în campionatele străine, unde te cunoști foarte bine, portar cu executantul, colegii îți arată stânga-dreapta, ție, ca portar. Eu, sincer, când vedeam colegii că mi ziceau dreapta sau stânga, mai vedeam să râd. Da. De multe ori ei fau așa la... Și eu tot timpul îi ziceam la portarul, când ești în portă, tu ești care alegi. Nu are nevoie nimeni să te spune ce faci și ce nu faci, mai ales fundașii tăi, când trebuie să ieși sau când trebuie să stai în portă. Tu ești șeful lor, nu invers. Și la chestia asta, da, normal, dacă eu am fost colega
cu cineva și știu el de exact unde și, bătea. Da, ia da, normal, dar cum ai zis tu, poate că din 10 dai 8 pe stânga, de 8 pe stânga și 2 de pe dreapta. Dar poate Alessandro Italia rezolvă partida cu Belgia, chiar dacă spre dezamăgirea mea, fără lovituri de pedeapsă și... Important este să rezolvă. Cum rezolvă nu mă interesează. Important. Îmi place rivalitatea asta. Eu sunt outsider aici, adică eu nu mă bag eu cu Franța. Dacă era și Dacian cu noi în platou atunci, da, eram mai mulți aici suporteri, da, sunt în minoritate în cazul ăsta și între voi, dar uite, Alessandro, mă gândeam de fiecare dată. Deci meseria asta de portar, mie mi se pare cea mai stresantă din lume, pentru că e stresantă, nu? E stresantă. Și ziceai tu că să fie pe stânga sau pe dreapta, ce altă variantă ai, că e doar stânga și doar dreapta. Adică... Și în centru. Și în centru, da, și în centru. De multe ori pleci și îți dau, mai ales acum, da, de vreme, îți dau și pe în centru. Nu, pentru să fii portarul, mai ales la un numit nivel, trebuie să ai un caracter și o personalitate destul de puternică, dacă nu, n-ai cum să ajungi la un nivel înalt. Da, mă gândesc, Alessandro, jucătorii de mare calitate, adevăratele staruri, care mai dă și scărița aceea. Ce tărie de caracter să ai, ce psihic trebuie să ai, ce calitate fotbalistică, față în față cu portarul, să încerci acea scăriță, zice pe care puțin o rău... Ce nebunie trebuie, ce nebunie trebuie să ai, nu? Serios. Minte Totti sau chiar Pirlo în meci cu Anglia, dar... Eu țin minte meciul aia la penalti cu Anglia, când era portarul de la Anglia care încerca tot fel de impresiona și cred că chiar acolo scavița de Pirlo a dat ceva în plus la fotbaliști italieni să fie mai liniștit în fața de portarul Anglia și chiar acolo a mers bine pentru ei, a mers mai departe. Bun, Alessandro, presupun că n-are rost să te întreb care este favorita ta pentru acest european, dar ținând cont de evoluția Italiei și în ultimii ani, ți se pare realist acest scop pentru ei, să câștige Euro 2020? Tot timpul noi, înainte să castigam ceva, noi ca echipa națională, am avut tot timpul probleme. Înainte de campionat mondial din Germania, au fost probleme cu Calciopoli. Acum iar... Se vorbește că fotbalul italian a pierdut și din este. Și cred că de multe ore chestia asta ne ajută la noi italienii să fim mai compact. Și eu chiar mi-i doresc să se vede asta pe teren. Mă, și gândesc, Alessandro, ai pus vreun pariu cu cineva, dacă Italia devine campioană europeană, te tunzi, mai faci un tatuaj, deci ceva. Deja m-am tuns tatuaje, cred că nu mai am loc, dar cu mănânci siguranță pizza cu ketchup? Pizza cu ketchup, pentru Italia fac orice. A, uite cum s-a schimbat. Mănânc pizza cu ketchup, pentru Italia mănânc pizza deci cu ketchup. Deci putem să facem... Și cu maioneză. Am înțeles. Deci asta va fi pariul de la noi din emisiune, ca să rămână live pe și internet. Și vinul cu cola, gata. Bun, gata, s-a stabilit, deci dacă e să câștigi Italia, dacă e să câștige Franța, ne mai gândim. Mănânci tu. Nu, lăsați că nu e cazul bun. Alessandro, în ceea ce privește viața ta profesională, lucrurile sunt bune în momentul de față și așteptăm să vedem ce mai facem cu portarii, nu e așa? Așteptăm. Și cu cei mici, mai ales. Scola de portarii mea personală, ea merge mai departe, acum și mai mult timp. Mai aștept și încă o propunere din partea de club voluntari, care așa a rămas cu vorba, dar chiar sunt fericit de cum merge și sper să fie tot timpul așa. Bun, ne bucurăm tare mult, Ale, mulțumim că ai venit pe la noi. Ce să vedeți, timpul nostru a ajuns la final, dar rămâneți cu Metropola TV. Noi ne revedem mâine de la ora 17, așa cum v-am obișnuit, cu subiectele zilei din sport și invitați pe măsură. O seară frumoasă tuturor!